păzește-mă, Dumnezeule, căci în tine mă încred. Eu zic Domnului, Tu ești Domnul meu, Tu ești singura mea fericire. Sfinții care sunt în țară, oamenii evlavioși, sunt toată plăcerea mea. Idolii se mulțesc, oamenii aleargă după Dumnezei străini, dar eu n-aduc jertfele lor de sânge și nu pun numele lor pe buzele mele. Domnul este partea mea de moștenire și paharul meu. Tu îmi îndrepti sorțul meu, o moștenire plăcută mi-a căzut la sorț. O frumoasă moșie mi-a fost dată. Eu binecuvântez pe Domnul care mă sfătuiește, căci până și noaptea îmi dă îndemnuri inima. Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei, când este El la dreapta mea, nu mă clatin. De aceea inima mi se bucură, sufletul mi se veselește și trupul mi se odihnește în liniște. Căci nu vei lăsa sufletul meu în locuința morților, nu vei îngădui ca preiubitul tău să vadă putrezirea. Îmi vei arăta cărarea vieții înaintea feței tale, sunt bucurii nespuse și desfătări veșnice în dreapta ta. Ne apropiem din nou de Cuvântul lui Dumnezeu și astăzi încheiem seria psalmilor pe care am început-o în urmă cu 5 săptămâni cu psalmul 139 cu titlul Regăsire. Am continuat apoi cu psalmul 73, Perplexitate, psalmul 63, Tânjire, Psalmul 121 ajutor, iar astăzi aș vrea să ne uităm împreună în psalmul 16, axându-ne pe cuvântul încredere. Vedeți, psalmii, atunci când au fost scriși și apoi aranjați în ordinea în care au fost aranjați, n-au fost puși în ordinea în care au fost puși aleator, ci au fost gândiți în această ordine. Psalmul 16 nu face o excepție de la regula aceasta și face parte din, dintr-o colecție mai lărgită alcătuită din psalmii 15 până la 24. Ați văzut cu toții probabil psalmul 16 cu titlul Mictam. Este o parte dintr-o liturgie mai mare. Și această liturgie este practic redată de la psalmul 15 până la psalmul 24, iar psalmii sunt aranjați într-un mod concentric. Dacă vă uitați la psalmul 15 și 24, aceștia semnifică intrarea în liturgie. Și subtitlul lor este viața cu Dumnezeu se ține după lege, după o anumită lege, după Tora. Apoi urmează Psalmul 16 și 23, psalm de încredere. O viață cu Dumnezeu este o viață de încredere. Apoi, Apoi Psalmul 17 și Psalmul 22 sunt psalmi de plângere. O viață cu Dumnezeu este o viață de onestitate, de sinceritate. Apoi psalmul 18 și psalmul 20-21 în pereche Sub psalmii regali Care ne arată că o viață cu Dumnezeu este o viață de biruință, de victorie Ca în centrul lor să fie un poem didactic Care este practic răspunsul la lege Generează o viață de smerenie Ei bine, ne întoarcem la în psalmul 16 Psalm care arată un psalm de încredere Și aș vrea să-l citim împreună O cântare a lui David, un mictam Păzește-mă, Dumnezeule, căci în tine mă încred. Eu zic Domnului, tu ești Domnul meu, tu ești singura mea fericire. Sfinții care sunt în țară, oamenii evlavioși, sunt toată plăcerea mea. Idolii se înmulțesc, oamenii aleargă după Dumnezei străini, dar eu n-aduc jertfele lor de sânge și nu pun numele lor pe buzele mele. Domnul este partea mea de moștenire și paharul meu. Tu îmi îndreți sorțul meu o moștenire plăcută mi-a căzut la sorți, o frumoasă moșie mi-a fost dată. Eu binecuvântez pe Domnul care mă sfătuiește până și noaptea îmi dă îndemnuri inima. Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei. Când este El la dreapta mea, nu mă clatin. De aceea, inima mi se bucură, sufletul mi se veselește și trupul mi se odihnește în liniște. Căci nu vei lăsa sufletul meu în locuința morților, nu vei îngădui ca prea iubitul tău să vadă putrezirea în vei arăta crearea vieții, înaintea feței tale sunt bucurii nespuse și desfătări veșnice în dreapta ta. Psalmul 16, un psalm care vorbește, care respiră, care ne arată ce înseamnă încrederea. Înainte să mergem și să vedem ce ne învață Dumnezeu prin aceste cuvinte, prin psalmul 16, aș vrea să te întreb, cum citești și cum meditezi la psalmi? Citim salmii în ultima lună, încercând să meditez la ei, întotdeauna am încercat să mă gândesc cum o făceau cei ce îi scriau, care au fost trăirile lor interioare, cât de profund îi măcinau cuvintele acestea și unde îi ducea mintea. M-am gândit la salmul acesta și am încercat să îl compar cu o analogie am fost deseori pe munte și la una dintre călătorile pe Retezat m-am luat la întrecere cu câțiva dintre prietenii mei. Cine ajunge primul la cabana la care dormeam noaptea? Ei bine, am dat tot ce am avut mai bun și am alergat în urcare, ajungând primul. La sosire, cei mai în vârstă care au venit în urma mea m-au întrebat, Vladar, ai văzut cascada respectivă? Vladar, ai văzut cutare stâncă? Dar ai văzut cu tare pom căzut peste pârâu, la care eu întotdeauna spuneam: Nu, nu, mă grăbeam să ajung la destinație. Ei bine, deseori trăirea noastră creștină este focalizată pe destinație, fiind mai puțin focalizată pe călătoria între acolo. Ei bine, în momentul în care ne gândim la destinația noastră în veșnicie, ar trebui să fim la fel de focalizați și pe călătoria până acolo. Ei bine, întrebarea pe care aș vrea să o adresez și să mi-o adresez este am oare încredere în Dumnezeu doar pentru viața veșnică sau îmi pun încrederea în el și pentru viața mea zilnică? Când citesc Psalmul 16 această, um, acest echilibru între viața veșnică și viața zilnică se îmbină perfect și văd ce înseamnă încrederea în Dumnezeu pentru viața veșnică dar și pentru viața zilnică. Destinație versus călătorie. Drumul către viața veșnică și primirea mântuirii care este viața veșnică. Ca să mergem mai departe la drum, aș vrea să te întreb și aș vrea să mă întreb și pe mine cum îmi pot dezvolta o viață de încredere în Dumnezeu? Cum pot să am o încredere ca cea a psalmistului în Dumnezeul Scripturii? Ca să pot să-mi dezvolt această încredere în Dumnezeul scripturii, în Dumnezeul cel adevărat și cel viu, în primul rând trebuie să mă uit la credincioșia lui pentru mine. Ca să crească încrederea mea în el, trebuie să citesc și să văd ce înseamnă încrederea lui pentru mine sau credincioșia lui pentru mine. Și exact acest lucru îl văd în primele patru versete ale Psalmului. Uitați cum începe Psalmul. Psalmul 16, versetul 1. Păzește-mă, Dumnezeule, căci în tine mă încred. Dacă citiți din noua traducere românească, veți vedea acolo: păzește-mă, Dumnezeule, căci tu ești adăpostul meu. Și încrederea aceasta pe care psalmistul David ne-o pune în fața ochilor este încrederea într-un adăpost. În primul rând, ca să-mi dezvolt încrederea în Dumnezeu, trebuie să văd că Dumnezeu îmi oferă siguranță. Că este. Acest în tine mă încred sau că este, căci tu ești adăpostul meu, Dumnezeu îmi oferă siguranță. V-aș duce împreună cu mine în câțiva psalmi, în psalmul 17 cu 7, de exemplu, unde mi se spune, arată-ți bunătatea ta cea minunată, tu care scapi pe cei ce caută adăpost și izbăvești de potrivnicilor prin dreapta ta. Observați acolo pe cei ce caută adăpost. Apoi merge mai departe, în psalmul 22, 22 cu 9, unde mi se spune în felul următor. Da, tu mai scos din pântecele mamei, mai pus la adăpost de orice grijă. Observați, este um, atât un lucru activ din partea mea, caut adăpost, dar și Dumnezeu ne pune la adăpost. S-ar putea ca nu întotdeauna să fim în stare să căutăm acest adăpost, însă Dumnezeu întotdeauna ne vrea la adăpost. Apoi merge mai departe în Psalmul 31, versetul 20, unde spune în felul următor: Tu îi ascunzi la dăpostul feței tale de cei ce îi prigonesc. Îi ocrotești în cortul tău de limbile care îi clevetesc. Binecuvântat să fie Domnul că-și-a arătat în chip minunat îndurarea față de mine. Cum? Parcă aș fi fost într-o cetate întărită. S-ar putea ca adăpost să te, să te ducă gândul la cetățile de scăpare însă s-ar putea să nu găsim adăpost în nimic fizic. Și Dumnezeu să nu vorbească despre ceva fizic, ci să vorbească despre prezența Lui. Adăpostul nostru este prezența Lui. Apoi mergem mai departe în Psalmul 46, niște versete atât de bine cunoscute, unde spune Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care, nu lipsește niciodată în nevoi. Și nu lipsește pentru că noi l-am face disponibil, ci nu lipsește pentru că este vorba despre Dumnezeu a tot prezent și a tot puternic. Apoi mergem în psalmul 61, care ne spune în felul următor, în psalmul 61 cu 3, căci tu ești un adăpost pentru mine, un turn tare împotriva vrășmașului. Psalmul 62 cu 8 ne spune în felul următor, popoare, în orice vreme, Observați în orice vreme că este în zi cu soare, că este în zi cu nor, că este în zi de sănătate, că este în perioada de coronavirus, că este atunci când suntem bogați, că este atunci când suntem săraci, în orice vreme, încredeți-vă în el, vărsați-vă inimile înaintea lui. Dumnezeu este adăpostul nostru cât de reconfortant să vezi credincioșia lui Dumnezeu în felul în care ne oferă și este în sine adăpostul nostru. Apoi, în 73 cu 28, și mă opresc doar la aceste versete, în 73 cu 28 ni se spune, cât pentru mine, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu pe Domnul Dumnezeu îl fac, observați, stă și în puterea noastră, pe Domnul Dumnezeu îl fac locul meu de adăpost. De ce? Ca să povestesc toate lucrurile tale. Vreau să mă adăpostesc, vreau să scap și de această încercare, ca să pot să istorisesc despre încercarea prin care am trecut, cum? Stând în adăpostul care este Dumnezeul meu. Și nu putem să nu menționăm și a fi în Hristos adăpostul nostru dacă psalmiștii, dacă cei care scriau psalmii aceștia, dacă cei care ne vorbeau despre adăpostul și refugiul pe care îl găsim în Dumnezeu, se refereau la Dumnezeu Tatăl, noi astăzi știm că avem un adăpost în Domnul Isus Hristos și putem să ședem, să stăm, să ne ascundem în ceea ce este Hristos și ce a făcut El pentru noi. Cum îmi pot dezvolta încrederea în Dumnezeu uitându-mă la credincioșia Lui, care îmi oferă siguranță și adăpost? Într-al doilea rând, uitați-vă la versetul următor, versetul 2. Eu zic Domnului, Tu ești Domnul meu, Tu ești singura mea fericire. nu e așa că sună radical? nu e așa că sună radical să spui că nu ai altă fericire decât în Domnul? Dă-mi voi să te întreb, în ce -ți găsești fericirea și ce îți aduce satisfacție? Pentru că bănuiala mea este, la fel ca și pentru mine, găsești satisfacție și în alte lucruri. Dar aici nu vorbește despre satisfacție, ci vorbește despre fericire. Oare ne găsim noi fericirea doar în Domnul și toate celelalte sunt secundare? Asta doar tu poți să-ți răspunzi pentru tine. Însă, când psalmistul zice, eu zic Domnului, observați, își pregătește afirmația. Tu ești Domnul meu, adică conducătorul vieții mele și din cauza faptului că tu ești conducătorul vieții mele, tu ești singura mea fericire, ce face Psalmul Stului este să se refere la porunca întâi, să nu ai alți Dumnezei în afară de mine. Suntem noi atât de radicali când ne uităm la Dumnezeu? Suntem noi atât de hotărâți să nu ne găsim plăcerea decât în El și în urmarea Lui? Teama mea este că nu suntem întotdeauna la fel de radical cum a fost David când a scris acest psalm. Tu ești singura mea fericire. Această exclusivitate a închinării noastre față de El stă pe buzele psalmistului și ar trebui să ne definească încrederea noastră. Asta ne oferă Dumnezeu, ne oferă siguranță și ne oferă împlinire. Apoi, într al treilea rând, în psalmul, în psalmul 16, cu 3, ni se spune. Sfinții care sunt în țară, oamenii evlavioși, sunt toată plăcerea mea. Observați, în tine mă încred, sau tu ești adăpostul meu, singurul meu adăpost, tu ești singura mea fericire, iar acum oamenii, sfinții, oamenii cei evlavioși, sunt toată plăcerea mea nu doar că ne oferă siguranță, nu doar că ne oferă post, nu doar că ne oferă plăcere și împlinire, ci Dumnezeu în El Lui ne oferă comunitate. Sfinții care sunt în țară, oamenii aceștia evlavioși, în asemănare cu Dumnezeu, sunt toată plăcerea mea. Asta vorbește despre biserică, despre trupul lui Hristos. Și, într-o vreme ca aceasta, ar trebui, poate ca niciodată, să ne dăm seama cât de dorne este de Sfinții care sunt în țară, cât de dorne este de comunitatea pe care nu mai avem în jurul nostru, cât de dorne este de oamenii care stau duminică de duminică în spatele meu și oamenii pe care abia așteptăm duminica dimineața să-i vedem după o săptămână întreagă. Ei bine, această comunitate sunt Sfinții care sunt în țară. Dumnezeu ne oferă în credincioșia Lui celor care credem în El și îl urmăm această comunitate. Problema este și tristețea este când această ofertă este refuzată de noi. Și s-ar putea ca unii dintre voi să spuneți dar nu-mi plac creștinii pe care -i cunosc. Dar credincioșii, pocăiții, penticostalii, baptiștii, acei care spun că îl urmează pe Dumnezeu, nu-mi plac. Mă simt mult mai bine cu cei necreștini. Mă simt mult mai bine cu ceilalți. Oare nu-ți ridică niște semne de întrebare tocmai afirmația ta? Observați ce spune salmistul. Sfinții care sunt în țară, oameni evlavioși, sunt toată plăcerea mea. Nu vorbește nimic despre statut social, despre statut economic, despre statut academic, ci tot ceea ce contează este statutul lor în fața lui Dumnezeu, sfințenia lor punerea lor de, deoparte este ceea ce contează în felul în care eu îmi găsesc plăcere în anturajul pe care îl am. Mă întorc la ceea ce s-ar putea să spui. Nu-mi plac creștinii pe care îi cunosc. Și am două întrebări pentru tine. Prima întrebare. Oare tu chiar cunoști creștinii adevărați? Oare cei pe care îi cunoști tu sunt creștini adevărați? Sunt acești creștini pe care tu îi cunoști doar niște umblători la biserică sau sunt niște oameni care au o viață radical schimbată și tot ceea ce fac ei este să rămână după cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că dacă nu-ți plac aceștia, s-ar putea să ai tu o problemă și nu ei. A doua întrebare și v-aș ruga să fiți atenți. De ce tu, credincios practicant, Găsești mai multă plăcere cu sau în oamenii care nu găsesc nicio plăcere în ceea ce ar trebui să fie plăcerea ta cea mai mare. Repet. De ce tu, credincios, practicant, găsești mai multă plăcere în sau cu oamenii care nu găsesc nicio plăcere în ceea ce ar trebui să fie plăcerea ta cea mai mare? Observați când pui în față oglinda te vezi pe tine. Însă trebuie să pui oglinda cuvântului lui Dumnezeu. Sfinții care sunt în țară sunt toată plăcerea mea. Asta este biserica și asta ar trebui să stârnească noi biserica. O afirmație de dor de plăcere după părtășia, statul împreună, strângerea la oaltă cu cei care cred în același Dumnezeu ca și noi. Să ne ajute Dumnezeu să ne revedem cât de curând. Apoi, versetul 4 continuă și ne pune în antiteză acești sfinți care sunt în țară, comunitatea de credincioși, Biserica cu cei care nu sunt așa. Uitați ce spune el. Idolii se înmulțesc, oamenii aleargă după Dumnezei străin, dar eu n-aduc jertfele lor de sânge și nu pun numele lor pe buzele mele și ne descrie extrem de plastic ceea ce fac oamenii care nu sunt sfinții din țară, ceea ce fac oamenii care nu cred și nu -L urmează pe Dumnezeul cel tot Dumnezeul cel adevărat. Idolii lor se înmulțesc. Oamenii leargă după acești Dumnezei străini. Nimic nou sub soare, nu-i așa? așa -i și astăzi. Dar eu nu aduc jerfele lor de sânge și se referă la jerfele pe care oamenii din Vechiul Testament le aduceau sacrificându-și proprii copii, vărsând sângele lor pe altarul Dumnezeilor străini. Dar eu n-aduc jertfele lor de sânge, spune David, și nu pun numele acestor Dumnezei pe buzele mele. Nu vorbesc despre ei, nu-i las să -mi folosească mintea, nu-i las să -mi umple mintea, nu-i admir, nu-i aplaud și nu-i promovez. Acesta este Dumnezeul nostru, Dumnezeul credincios, care prin credincioșia Lui ne oferă siguranță, prin credincioșia Lui ne oferă plăcere, împlinire și prin credincioșia Lui ne oferă comunitatea. E bine, bazându-ne pe acest Dumnezeu și pe credincioșia Lui, putem să avem noi, la rândul nostru, o viață de încredere. Și aș vrea să mergem puțin mai departe. Ce înseamnă pentru noi lucrul acesta? Și psalm, psalmul continuă cu următoarele versete. Versetul 5 spune în felul următor. Domnul este partea mea de moștenire și paharul meu. Tu îmi îndreți sorțul meu. O moștenire plăcută mi-a căzut la sorți. O frumoasă moșie mi-a fost dată. Observați ce ar trebui să fie obiectul încrederii mele. În primul rând, încrede în Domnul, încrede în Dumnezeu pentru viața ta zilnică. Observați următoarele cuvinte cheie. O moștenire plăcută, Domnul este partea mea de moștenire, paharul meu, sorțul meu, o moștenire plăcută, mi-a căzut la sorț, o moșie mi-a fost dată. Dacă stăm și uh, translatăm aceste cuvinte în vremea noastră, este vorba de aceste lucruri care ne întrețin viața, ne întrețin traiul zilnic. Avem nevoie de lucrurile materiale ca să putem trăi în fiecare zi. Însă ce spune David este că toate aceste lucruri sunt date de Dumnezeu. Observați ce spune. O moștenire plăcută mi-a căzut. N-am avut nimic de a face cu felul în care această moștenire mi-a fost dată. Ea a căzut la sorți. O frumoasă moșie mi-a fost dată, n-am putut să o aleg, n-am făcut nimic ca să o primesc, ci ea mi-a fost dată. O moștenire plăcută mi-a căzut la sorți, o, fr o frumoasă moșie mi-a fost dată. Domnul este partea mea de moștenire și paharul meu. Și observați cine trage sforile. Suntem un popor român, suntem un popor care vrem să aranjăm lucrurile să cadă bine pentru noi. Avem o vorbă care spune că Dumnezeu îți dă, dar nu ți bagă în straiță, îndemnându-te să-ți aranjezi lucrurile. Ei bine, psalmul acesta face lumină incredibilă. De ce? Pentru că Domnul este partea mea de moștenire, paharul meu, tu îmi îndreți sorțul meu. Adică este exclusiv în puterea lui Dumnezeu felul în care și ceea ce eu voi primi, când voi primi. Am o aplicare a acestor versete care mie mi-a schimbat viața într-un mod extrem de plăcut. Uh, eram în adolescență și eram la tineret cu... Uh, cu tinerii și urma să ne împărțim în grupuri mici, exact cum am făcut-o în momentul în care am pornit Biserica Via. Eram proaspăt întors la Dumnezeu, încă nu aveam toate lucrurile înțelese pe deplin și încă aveam foarte multe din acele șmecherii, rezolvări la îndemână. Ei bine, s-a anunțat împărțirea pe grupuri mici, s-au anunțat următorii lideri de grupuri mici. Și eu am făcut tot posibilul să ajung la un anume lider. Însă, cei care m-au observat și au văzut cum încerc să aranjez lucrurile în favoarea mea, m-au luat deoparte și unul dintre lideri mi-a spus, Vlad, nu crezi că ar trebui să te încrezi în Dumnezeu și pentru grupul în care vei ajunge? Nu crezi că ar trebui să îl lași pe Dumnezeu să aranjeze destinația ta într-un anume grup? Și Dumnezeu să folosească acel grup pentru binele tău pentru următorii ani de zile? Vă spun sincer că a fost ca un duș rece pentru mine acea afirmație. Însă atunci am lăsat pe Dumnezeu să facă el alegerea pentru mine. Să nu -mi mai zbată. Și pentru următorii doi ani a fost grupul perfect, ideal de tineri în care am crescut în cunoașterea lui Dumnezeu. Însă a fost nevoie de acea bătaie pe umăr. Domnul este partea mea de moștenire și paharul meu. Tu îmi îndreți sorțul. Sunt unii dintre dumneavoastră, dintre voi, care probabil vă întrebați ce este paharul meu, la ce se referă. Haideți să închidem prima parte. încrede în Dumnezeu pentru viața zilnică. Pentru ceea ce Dumnezeu îți oferă și timpul și felul în care El o face. Și da, putem să mergem în numeri să vedem ce a spus Dumnezeu lui Aron, ce a spus Dumnezeu, ce a spus Dumnezeu seminților în momentul în care s-a tras la sor și s-a împărțit. Însă aș vrea să mergem puțin mai departe de această idee, să păstrăm principiul, dar să mergem mai departe. Și într-al doilea rând te-aș ruga și Dumnezeu ne spune, încrede în El pentru tot ceea ce vine de la El. În speță pentru binecuvântarea care vine de la El. O moștenire plăcută mi-a fost dată. Domnul este partea mea de moștenire și paharul meu. Știți ce e interesant? Că această frază, paharul meu, apare și în alte contexte de trei ori în psalmi. Și v-aș îndemna să întoarceți cu mine la psalmul 11 cu 6. Peste cei răi plouă cărbuni, foc și pucioasă, un vânt dogoritor. Iată paharul de care au ei parte." Adică, iată ce are Dumnezeu pregătit pentru ei. Psalmul 16, paharul meu. Tu ești paharul meu. Dumnezeu este ceea ce este pregătit pentru mine. Psalmul 23 cu 5, așa cum am spus la început, Psalmul 16 este legat de Psalmul 23 în acea aranjare liturgică. Și în Psalmul 23 cu 5, un psalm cunoscut, ni se spune în felul următor. Tu mi-ai întins masa în fața potrivnicilor mei, îmi ungi capul cu un de lemn și paharul meu este plin de dă peste el. Tot ce are Dumnezeu să-ți ofere este paharul tău. Întrebarea este, îl accepti? Accepti tu tot ceea ce are Dumnezeu pentru tine? În momentul în care Dumnezeu îți oferă o moștenire, o iei ca fiind de la el? De ce pun întrebarea, Așa și de ce pun întrebarea acum? Pentru că Isus Hristos a spus în felul următor, dacă cu putință, îndepărtează de la mine paharul acesta. Și tot el a întrebat în Matei 20 cu 22, puteți voi să beți paharul pe care am să-l beau eu? Observați că Dumnezeu ne trece prin încercări. Dumnezeu ne oferă pe calea vieții noastre anumite lucruri de la El pe care ar trebui să le acceptăm ca fiind de la El și pentru binele nostru. Dumnezeu este paharul nostru. Dumnezeu este moștenirea noastră. Încredete în Domnul pentru viața zilnică. Încredete în Domnul pentru binecuvântare și tot ceea ce vine de la El. într al treilea rând, când vorbim despre sorți, moștenire, moșie, căzut la sorți, mi-au fost date, vorbim despre încrederea în Dumnezeu pentru viitorul nostru. Când ne gândim în zilele noastre la moștenire, ne gândim la ceea ce urmează să primim de la părinții noștri. Când ne gândim la sorți, ne gândim la ceva ce ne asigură viitorul. Când ne gândim la o frumoasă moșie care ne-a fost dată, ne, ne referim la ceva ce n-am muncit noi pentru ea, însă ce mi-a fost dată ca să-mi asigure viitorul. Și aici aș vrea să te îndemn să meditezi puțin. Te tu în Domnul pentru viitorul tău? părinții care ne ascultă cu mai multă atenție probabil astăzi, te încrezi un în Domnul pentru viitorul copiilor tăi? Și câți dintre noi nu ne stricăm sănătatea ca să punem ceva deoparte pentru viitor? O facem însă cu ochii ațintiți către Domnul? Sau o facem prin propriile puteri și doar pentru noi? La urma urmei, am pornit de la exclusivitatea lui Dumnezeu. Domnul meu, ești singura mea plăcere. Și David continuă în psalm și spune în felul următor, Eu binecuvântez pe Domnul, versetul 7, care mă sfătuiește, căci până și noaptea îmi dă îndemnuri inima. Nu te încrede în Dumnezeu doar pentru viața zilnică, nu te încrede în El doar pentru binecuvântare și pentru tot ce vine de la El, nu te încrede în El doar pentru viitorul tău, ci încrede în El și pentru călăuzirea Lui. Ne frământăm cu atâtea decizii în fiecare zi. Și cel mai probabil că în ultimele două luni, cu atât de mult timp și cu atât de multe incertitudini în fața noastră, am căutat călăuzire. Am căutat pace și liniște, dar oare am căutat-o la Dumnezeu? Uitați, cum vine această călăuzire de la Domnul? Eu binecuvântez pe Domnul, eu binecuvintesc pe Domnul. Este vorba despre felul în care eu vorbesc despre Domnul și cu Domnul. Și ca atare. El mă sfătuiește. Acest Dumnezeu care mă sfătuiește. Căci până și noaptea. Pentru că, deoarece, sfatul Domnului vine până și noaptea. Și câți dintre noi n-am primit răspunsul la rugăciune în acele momente în care ne trezim noaptea, parcă din senin și brusc trească lacrima și primim un răspuns la rugăciuni pe care le-am rostit de multă vreme la căutări și decizii pe care vrem să le luăm. nu e așa că putem să mărturisim despre felul în care Dumnezeu ne călăuzește atunci când ne punem încredere în El? Dumnezeu ne oferă călăuzire. Întrebarea este dacă ne încredem în călăuzirea pe care ne oferă El. Și într-al cincilea rând, versetele 8 până la 11, vorbesc despre punctul suprem al încrederii noastre în Dumnezeu și anume viața veșnică. Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei. Când este El la dreapta mea, nu mă clatin. Siguranța zilnică. De aceea, pentru că îl am pe Dumnezeu necurmat în fața ochilor mei, pentru că mă uit țintă la El, la învățătura Lui și la exemplul Lui Iisus Hristos, de aceea inima mi se bucură. Inima mea este plină de bucurie. Sufletul mi se veselește și observați cât de interconectat este și trupul aici. Și trupul mi se odihnește în liniște. Fabulos cum umblarea cu Dumnezeu și credința în Dumnezeu îți oferă liniște și odihnă și trupului, nu doar Sufletului și Minții, căutătoare constant de decizii bune. Și din nou sunt convins că cei mai mulți dintre dumneavoastră puteți să mărturisiți despre felul în care Dumnezeu v-a aduce liniște și în trup și în suflet atunci când te încrezi în El, mai ales într-o vreme de incertitudine ca și asta. Abia după ce l-am lăsat pe Dumnezeu în controlul viitorului meu, chiar aici în pandemie, abia atunci am început să dorm liniștit și bine noaptea pentru că n-am mai lăsat frământările să mă obosească, ci l-am lăsat pe Dumnezeu să mă călăuzească. Și te îndemn să o faci și tu la fel. De aceea mi se bucură inima, sufletul mi se veselește și trupul mi se odinește în liniște. Căci nu vei lăsa sufletul meu în locuința morților. Cuvântul este șeol. Nu vei îngădui ca prea tău să vadă putrezirea. Și aici vedem că este vorba despre viața veșnică. Locuința morților este iadul, șeol. Și ni se spune aici că Dumnezeu nu va lăsa sufletul nostru acolo. De ce? Pentru că ne încredem în El. Însă în aceeași măsură, acest verset este o profeție despre viața, moartea și învierea lui Iisus Hristos. Pentru că prea iubitul lui Dumnezeu este Iisus Hristos. Și trupul lui, sufletul lui, nu a văzut putrezirea în locuința morților, fiind înviat a treia zi. Însă, ce e reconfortant este că această promisiune împlinită în Hristos este valabilă și pentru noi. Nici noi nu vom ajunge să vedem locuința morților dacă ne încredem în El. Și asta ne spune, am necurmat pe Domnul înaintea mea, de aceea nu voi vedea locuința morților. Tu îmi vei arăta cărarea vieții, cărarea vieții veșnice, înaintea feței tale, adică în prezența ta. Sunt bucurii nespuse. Și desfătări, plăceri veșnice în dreapta ta. Întrebarea este, dacă-l avem sau nu-l avem pe Domnul necurmat înaintea noastră? Pentru că observați cum ceea ce avem în fața noastră definește ceea ce avem în veșnicia noastră. Bucurii nespuse și desfătări veșnice sau locuința morților, și putrezirea. La urma urmei, cu toții avem de luat o decizie fundamentală. Mă încred sau nu mă încred în Dumnezeu? Când rostesc cuvântul încredere, am în vedere viața mea zilnică, deciziile mele, viitorul meu, călăuzirea mea, dar și veșnicia mea? Despre asta este vorba. Observați cum psalmul 16 are o singură cerere. Păzește-mă Dumnezeule! Și de acolo totul este o expunere a credincioșirii Dumnezeu pentru om și a încrederii omului în Dumnezeu. Aș vrea să închei adresând câteva întrebări. Și aș vrea să te las să meditezi la ele. În măsura în care poți acolo acasă unde ești sau acolo unde urmărești online acest mesaj, te-aș îndemna să te gândești la următoarele întrebări. De ce anume depinde siguranța ta? De ce anume depinde pacea și odihna ta? Este Dumnezeu sau este altceva? Ce îți oferă siguranța zilei de mâine? Este oare cămara plină Conturile alimentate? Sau este încrederea că Dumnezeu nu te va lăsa? Că Dumnezeu este adăpostul tău și nimic rău nu ți se poate întâmpla în afara planului lui Dumnezeu? Este siguranța noastră dependentă de lucruri sau de circunstanțe? Sau Dumnezeu este cel care controlează totul și eu accept tot ce vine de la Dumnezeu? Este El oare cupa noastră, paharul nostru și moștenirea noastră? Sau ne punem speranța în altceva? Nu pot să nu închei oprindu-mă la afirmația Domnului Isus, care spune căutați întâi împărăția lui Dumnezeu și atenție, și neprihănirea Lui. Și toate aceste lucruri, toate vi se vor da nu trebuie să facem nimic pentru ele, vi se vor da pe deasupra. Haideți să încheiem în rugăciune. Și tendem să meditez la ce ai citit, tendem să meditez la întrebările pe care ți le-am adresat și să iei decizia de a-ți pune încrederea în Dumnezeu pentru acum, aici, dar și pentru, sau mai ales pentru, atunci și acolo în veșnicie. Doamne, Tată, îți mulțumim pentru felul în care ne vorbești în fiecare zi și îți mulțumim, Doamne, pentru că o faci prin salme și cât de frumos o faci, Doamne. Îți mulțumim pentru mărturile acestea pe paginile Scripturii. Învață-ne, Doamne, să le apreciem. Învață-ne, Doamne, să le citim. Învață-ne, Doamne, să le căutăm. Doamne, te rugăm frumos în dimineața asta. Învață-ne să ne punem încrederea în tine, pentru că tu ești în Dumnezeu, viu și credincios. Și, Doamne, dacă e cineva în fața ecranului acum, dacă e cineva acasă, mai ales dacă e singur, Doamne, ajută să-și pună încrederea în Tine. Doamne, te rog frumos, ajută să facă un legământ cu Tine, să-și ofere viața, să se pocăiască și să te urmeze ca Domn și Mântuitor, ca să poată să spună, păzește-mă, Doamne, păzește-mă, Dumnezeule, căci Tu ești adăpostul meu. În numele Domnului Isus, îți mulțumim că ești adăpostul nostru. Amin.